Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. O femeie de 78 de ani a murit arsă de vie în casă și asta după ce locuința sa din satul Dumbrăvița a luat foc. Echipajul Smurd nu a mai putut face nimic pentru femeia care și-a găsit sfârșitul în chinuri cumplite. Pentru stingerea flăcărilor, pompierii militari au fost ajutați și de voluntari. Cauza incendiului încă nu este stabilită. 84 de gospodării au luat foc în Țara Făgărașului de-a lungul anului trecut, se arată în bilanțul pompierilor din orașul nostru. Reprezentanții detașamentului spun că numărul incendiilor este în ușoară scădere față de anul anterior. În schimb, a crescut numărul accidentelor de circulație, unde au intervenit pentru a scoate victimele dintre fiarele mașinilor. Grijă la pachetele trimise din străinătate. Ele riscă să nu ajungă la destinație dacă sunt expediate prin firme ce nu au autorizație pentru colete. Zeci de mașini ajung în țară cu pachete din Italia, însă fără să aibă drept pentru efectuarea acestui serviciu. Ieri, un microbuz românesc a fost oprit de poliția italiană. Șoferul a fost amendat, iar mașina a reținută. Iarna și-a arătat astăzi talentul și a zugrăvit un tablou unic în zona noastră. A așternut pe copaci un strat subțire din cristale de gheață. Chiciura a îmbrăcat totul într-un alb tremurat. Făgărășenii care au făcut abstracție de umezeală și frig au exclamat: "Este superb!" și au imortalizat peisajul. A fost o seară de coșmar pentru localnicii din Dumbrăvița după ce o casă a luat foc. Sirenele pompierilor și ale ambulanței Smurd s-au auzit aseară în jurul orei 20 pe străzile satului. Echipele de intervenție au fost anunțate că a luat foc acoperișul unei case. Flăcările au cuprins acoperișul și exista riscul să se extindă și la gospodăriile învecinate. Am fost anunțat de izbunirea unui incendiu la acoperișul unei case în localitatea Dumbrăvița. Ne-am deplasat la fața locului cu două auto speciale cu apă și spumă din cadrul detașamentului 1 de pompieri pentru localizarea și lichidarea incendiului. A intervenit în sprijin și serviciul voluntar pentru stații de urgență a localităților Dumbrăvița și Codlea. Când am ajuns la fața locului, incendiul se manifesta cu flăcări la acoperișul casei. S-a intervenit prompt astfel încât s-a reușit localizarea incendiului înainte ca acesta să se extindă la casele vecine care erau foarte apropiate. Incendiul a avut urmări tragice. O femeie în vârstă de 78 de ani nu a mai putut ieși. A avut parte de o moarte cumplită, ars de vie în propria casă. Sora victimei a suferit un atac de panică și s-au acordat îngrijiri medicale de către echipajul Smurd. Din păcate, în casă a fost găsită o femeie în vârstă de 78 de ani decedată. Pentru aceasta medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Sora persoanei decedate a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale din partea personalului Smurd. Azi, acoperișul pe suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați și s-au degradat alte două camere, azi mobilierul și elemente textile. Deocamdată, cauzele izbucnirii acestui incendiu sunt în curs de stabilire. Pompierii militari au intervenit cu două auto speciale dotate cu apă și spumă și au fost ajutați de echipajele de pompieri voluntari din Dumbrăvița și Codlea. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit incendiul. Se fac însă cercetări pentru a se stabili de ce a fost cuprinsă casa de flăcări. Pompierii susțin că nu este primul eveniment grav din acest an de pe raza județului Brașov. Pe 2 ianuarie, în satul Cobor, din comuna Ticuș, un bărbat de 74 de ani a murit carbonizat în casă după ce se pare că a dormit cu țigara aprinsă în mână. Pompierii au stins anul trecut 10 de incendii. Au avut parte de acțiuni de salvare de vieți omenești. S-au scos dintre fiarele contorsionate ale mașinilor implicate în accidente persoane decedate sau rănite grav.
84 de intervenții au fost la gospodăriile care au luat foc în Țara Făgărașului, 75 de accidente rutiere, dintre care 18 cu descarcerare, deblocarea din locuințe a 25 de persoane, 8 salvări de animale. Două dintre deplasări au fost fără intervenție sau alarme false, 15 alte intervenții. Echipajul Smurd a intervenit la 619 solicitări. De asemenea, pompierii au participat la 155 de activități de informare. Nici debutul anului 2016 nu a fost de bun augur pentru pompieri. Chiar în prima zi din ianuarie, echipele de salvare au fost solicitate să stingă un incendiu de proporții în satul Breaza. În primul rând, la mulți ani dumneavoastră și cetățenilor din Țara Făgărașului. În anul 2016 ne-am confruntat cu peste 900 de acțiuni de intervenție și informare a populației. Dintre cele mai semnificative intervenții, pe data de 1-1, la orele 5:40, o casă de vacanță la Breaza. Intervenția a fost dificilă datorită faptului că afară erau minus 20 de grade, iar sursele de alimentare cu apă se aflau undeva la peste un kilometru. Am fost nevoiți să facem alimentare în navetă și am solicitat sprijinul colegilor noștri de la Victoria. Alte două intervenții deosebite au fost în luna iunie, la două zile, petrecute una după cealaltă, două accidente rutiere, primul la Perșani, unde un autocar cu copii s-a răsturnat. Din nefericire am constatat 4 victime, am găsit la locul intervenției 4 victime, iar tot pe DN1, între localitatea Beclean și Dridiv, un alt accident rutier soldat cu 4 victime. În anul 2016 putem constata o stagnare și chiar o mică scădere a numărului de incendii, dar constatăm o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere, 75 de accidente rutiere, dintre care 18 cu descarcerare. Datele arată că față de 2015 a scăzut numărul incendiilor, dar a crescut cel al accidentelor rutiere, unde salvatorii au intervenit la descarcerări. Din nefericire, anul 2017 a început rău. În 2 ianuarie am avut o intervenție în satul Cobor, unde am găsit o persoană decedată. Tot în luna ianuarie, pe lângă incendiu din Cobor, subunitatea a mai participat la 7 intervenții de stingere a incendiilor, în unul în Ticușu Nou, celelalte intervenții în Făgăraș. Din fericire, în luna ianuarie, până în momentul de față, nu am avut niciun accident rutier. Numai zilele trecute, pompierii făgărășeni au intervenit la 2 incendii care s-au declanșat în câteva minute. Astfel, în noaptea de miercuri spre joi, cu puțin timp înainte de ora 23, la o casă situată pe strada Mihai Eminescu din Făgăraș, din cauza cenușii aruncate în apropierea materialelor combustibile, au luat foc acoperișul casei pe o suprafață de 20 de metri pătrați, un compresor de la un agregat frigorific și un tomberon de gunoi. Echipele au intervenit prompt cu 3 autospeciale și un echipaj Smurd. Din fericire, incendiul care risca să se extindă inclusiv la un supermarket situat în apropiere a fost stins repede. Imediat, alarma a fost dată la unul din blocurile Anele, unde locatarii au dat alerta după ce s-au speriat din cauza că pe casa scării ieșea fum. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că bunurile unui făgărășan așezate în portbagajul unei biciclete s-au aprins. Fumul gros de pe casa scărilor a creat panică rândul locatarilor, care au sunat la numărul de urgență 112. Singurul mod în care cei plecați în străinătate pot să trimită pachete celor dragi de acasă este să apeleze la serviciile microbuzelor. Zeci de mașini ajung în România cu pachete din Italia, însă fără nicio autorizație. În cazul în care șoferii vor fi prinși fără acest act, riscă să rămână fără mașină și să primească amenzi usturătoare. De aproape un an, mai precis din luna februarie 2016, Ministerul Transporturilor și cel de interne din Italia au emis o circulare prin care obligă șoferii să aibă documentația necesară în cazul pachetelor care sunt transportate și să arate locul de unde provin. Dacă șoferii riscă și transportă aceste pachete fără să aibă niciun fel de documente, mașina este pe loc confiscată și primește amendă de la 2.000 la 12.400 de euro. Alți șoferi aleg să spună că pachetele sunt ale lor. În acest fel reușesc să le aducă în România fără probleme. Un incident din ziua de 26 ianuarie
martie. Pe autostrada A14 din apropierea orașului Ancona, un microbuz românesc care transporta persoane și pachete în Italia a fost oprit de poliția rutieră italiană, iar după controalele efectuate, șoferul a fost amendat cu 2000 de euro, iar autovehiculul a fost reținut. Făgărășenii au putut admira în această dimineață un spectacol feeric. Mulți dintre ei s-au oprit la marginea orașului să filmeze sau să fotografieze ramurile copacilor încărcați de chiciură. Parcul Regina Maria și pomii care se află de-a lungul pârâului Berivoi s-au transformat într-un tărâm feeric. Promoroaca a transformat totul în jur, frigul, zăpada și chiciura pot transforma totul în jur și pot crea forme de vis. Potrivit meteorologilor, chiciura sau promoroaca este o depunere solidă asemănătoare cu zăpada. Fenomenul meteorologic apare în zilele cu temperaturi foarte scăzute. Chiciura se depune pe ramurile copacilor și pe firele conductorilor electrici. Chiciura poate provoca și pagube atunci când gradul de încărcare al obiectelor este foarte mare. Potrivit surselor de specialitate, chiciura apare în condiții de calm atmosferic, în interiorul maselor de aer umed și foarte rece, formându-se prin transformarea vaporilor de apă în cristale de gheață, chiciura cristalină, sau în condițiile în care este ceață, în urma înghețării picăturilor foarte fine de apă suprarăcită, chiciura granulară. În interiorul maselor de aer umed și foarte rece plutesc ace fine de gheață care se depun pe obiecte. Spre deosebire de brumă, chiciura se formează în orice moment al zilei, independent de gradul de acoperire al cerului cu nori.